Opozantul rus Alexei Navalny a obținut condamnarea Rusiei de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru lipsa unei anchete efective cu privire la otrăvirea sa în 2020. Însă cu toate detaliile vine Felix Damian, editor Alef News. Felix, care sunt repercusiunile și care e verdictul direct? Ramona, judecătorii au obligat Moscova să plătească 40.000 de euro dizidentului pentru daune morale, după cum se precizează într-un comunicat al CEDO. Cei 7 judecători au considerat în unanimitate că a existat un risc grav și iminent pentru viața lui Alexei Navalny în circumstanțe suspecte, ceea ce a dat naștere la obligația instituției de a organiza o anchetă efectivă potrivit articolului 2 din Convenție. Felix, hai totuși să ne aducem puțin aminte cum s-au desfășurat evenimentele în 2020 când a fost otrăvit Navalny. Este într-adevăr ca un scenariu de film. Dacă ne aducem aminte, în august 2020, opozantul lui Putin a fost otrăvit cu un agent chimic neurotoxic din grupul Novichok. A ajuns în comă și a avut nevoie de respirație asistată, după cum a remarcat și instanța, iar expertizele făcute în Rusia la acea vreme au ajuns la concluzia că nu s-a găsit nicio substanță puternică sau toxică, niciun narcotic, nicio substanță psihotropă sau vreun precursor nici asupra lui Navalny și nici asupra obiectelor prezentate în această analiză. După transferul lui Alexei Navalny în Germania cu avionul, guvernul de la Berlin a anunțat totuși că mostrele au scos la iveală prezența incontestabilă a agentului Novichok, un produs dezvoltat special de fosta URSS cu scopuri militare. Îți mulțumesc, Felix.